Am ieșit pentru că ne pasă. România este țara noastră. Asta le transmit guvernanților noștri sutele de români care de aproape o săptămână ies în stradă la Londra. Au fost printre ei și părinți cu copii bolnavi care au plecat din România pentru a le asigura celor mici o viață normală, spune românca ce s-a ocupat de obținerea aprobărilor pentru proteste. Dor de țară strămoșe. De la jumătatea săptămânii trecute, seară de seară, sute de români stabiliți în Londra au ieșit din case preț de câteva ore și s-au adunat, au protestat pentru a arăta că și lor le pasă de ce se întâmplă în țară. Li s-au alăturat chiar și polonezi. Englezi susține cea care s-a ocupat de obținerea aprobării. O mică însărcinată care era englezoaică, de fapt, căsătorită cu un mare mureșan. Și când am văzut de ce este în stradă, mi-a spus pentru că iubește România și vrea să trăiască în Marea Mureș. Deci m-a impresionat foarte tare. De la muncitori, doctor, profesor, inginer. România! Aseară a plouat torențial, oamenii au ieșit și au venit la această muncă. Este impresionant, vă spun. Peste 200 de părinți care au copii intubați, copii cu sindrom Down, cu autism, care încearcă să le ofere copiilor lor o viață normală și să se integreze în societate, lucru care în România, din păcate, în momentul de față, nu este posibil. Acești oameni au venit la Londra pentru că aici pot primi un ajutor medical, un ajutor, un tratament, o terapie adecvată. Femeia susține că oamenii ieșiți la Londra consideră în continuare România ca fiind acasă și vor să le arate guvernanților din țara noastră că și lor le pasă. Darea și bătaia de joc, ne-a alungat din România, în supraaglomerarea închisorilor, este o minciună crasă. Știm cu toții că nu este atât de aglomerat. Mergeți la Marie Curie să vedeți că sunt 32 de copii cu 32 de mame, cu o singură toaletă și un singur duș care fac pipi copilașii pe rând în bidon, pentru că nu e loc la toaletă. Acolo vorbim de supraaglomerare. Protestele din Londra s-au numărat printre manifestațiile care au fost organizate de români în mai multe capitale europene, printre care Paris, Bruxelles, Berlin ori Madrid.